Vlad, ține cumva de asta să facem așa o fontă, așa, 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 poftim. Așa. Dragii mei, am revenit, bună dimineața! Vlad are deja un mărțișor în mână, așa cum ne-am hotărât, împletirăm o fontă. Cui îl oferi? Cred că mamei mele. Ce frumos! Da, dragii mei, bună dimineața și să revenim în platou. Poți să lași Vlad. Am primit niște flori superbe de la Vlad, așa de 1 martie. Îi spunem lui Vlad bună dimineața și vă spun și dumneavoastră, dragi telespectatori, bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți alături de noi aici la Dale Dimineții. Și promisiune. Vlad, bine ai venit din nou la Dale Dimineții. Bine v-am regăsit. Mi-a fost dor, v-am spus și când am intrat aici în studio, mi-a fost dor de studio ăsta frumos. E un studio care mă face să mă simt ca la mine acasă, îmi dă oarecum încredere în mine. Și vreau să vă spun că am început primăvara foarte frumos, mai ales într-o zi de 1 martie dimineața la emisiune la Dale Dimineții. Deci chiar mai frumos de atât nu puteam să încep. Îți mulțumesc pentru energia ta pozitivă cu care vii și pe care eu o simt de fiecare dată când te întâlnesc. Ai așa o stare de bine care de fiecare dată când te văd, că ești pe scenă, că ești înainte de spectacol, că ești după spectacol sau la diferite evenimente unde noi ne-am întâlnit, ai o energie care ne încurajează să visăm la cu totul altceva, la bunătate, la sinceritate. Nu întâmplător am ales, că nimic nu e întâmplător, această zi de 1 martie, pentru că, așa cum spune una din legende, pentru că noi avem mai multe legende cu mărțișorul, așa cum v-am spus și ieri dimineață, una dintre ele spune că un tânăr pe care l-a chemat mărțișor s-a luptat cu zmeu. Știi povestea? Uite, ți-o spun eu. Eu am venit foarte nepregătit, azi nu știu nicio poveste legată de mărțișor. Uite, ți spun eu o poveste pe care eu o iubesc și o spun de ani de zile. Și am învățat-o de la bunica mea. Bunica mea ne povestea cine a fost mărțișor. Soarele s-a hotărât să fie român. Și a venit a la făcut o legere bună. Și eu zic. Și o să dovedim în dimineața asta de ce spunem asta. Și a venit la hor în sat. Bine, bunica mea spunea că a venit la hor în sat la cut. Noi spunem că a venit la hor în sat la vața de jos de data aceasta. Un zmeu s-a hotărât să fure soarele. Și a furat soarele și l-a închis. Și soarele n-a mai răsărit. Și oamenii au fost supărați pentru că n-au mai simțit zgârierea soarelui. Și un tânăr, așa frumos și cu inimă bună și curaj, dragii mei, și nu întâmplător spun asta, curajos, așa ca tine și puternic, s-a dus să se lupte cu zmeul. Și a mers o vară, a mers o toamnă, a mers o iarnă și a găsit unde a ascuns zmeul soarele. S-a luptat cu zmeul, a eliberat soarele, soarele a răsărit din nou pe cer, dar el, din cauza rănilor, s-a stins. Dar sângele lui a ajuns pe zăpadă și de acolo a luat naștere acest mărțișor. Mărțișorul este, de fapt, ce noi dăruim, e această frumoasă împletitură pe care noi am împletit-o, care reprezintă și semnifică curajul, iubirea prin roșu și puritatea și sinceritatea zăpezii albe, care ține cald ghioceilor și primăvara vine și ne oferă această frumoasă poveste împletită între curaj, dragii mei, pentru că acest tânăr, nu întâmplător vă spun că e curajos și sincer și nu e doar părerea mea, am eu un material pregătit. Rosi, bună dimineața! Un om minunat care spune același lucru despre acest tânăr pe care l-am rugat să vină la Dale Dimineții și să fie mărțișor.
El e puternic, e soldat, e... ce vă zic? Știu eu ce zic. Data trecută a fost în haine. Da, deci mă lăudați prea mult. Nu te laud, eu spun ceea ce văd. Nu e vorba de laudă și să știi că e foarte greu să primești lucruri când cineva vorbește frumos despre tine. Eu am întâlnit, nu doar aici la Dale Dimineții, de-a lungul anilor, oameni care au vorbit foarte frumos despre tine. Ar fi trebuit să facem 50 de minute doar cu păreri despre Vlad. Dar am ales una. Rosi, te rog să ne dai materialul să vedem cine a vorbit despre Vlad aici la Dale Dimineții. Băiatul ăsta, pentru vocea lui și pentru felul lui de a fi, talentul lui, omenia lui care există în el, bunul simț, educația lui, are o educație deosebită și părinții lui sunt deosebiți și mai are un frate, iar pe Victor. Da, de Victor. Și i-am dat acum o piesă, Frunza, am zis, te rog frumos, ia-o și consider-o că e din partea mea și respectă că e o melodie extraordinară. Domnule, o scos din ea, o bijuterie, am cântat-o săptămâna trecută la spectacolul care a fost la Vața, vă spun, toată sala s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat. Și din toată țara erau acolo. E o voce deosebit și un viitor. Bineînțeles că aici are un rol deosebit și Ciprian Roman. Corect. Care l-a corectat bun, l-a educat, l-a pregătit. Și mă bucur, Dumnezeu să le ajute. Așa trebuie. Un talent din ăsta trebuie ajutat. Că altfel, dacă nu îl ajută nimeni, îl jocoresc unii și alții, rămâne nul. Așa, uite, o prins, e și băiat, cum să vă spun, pregătit așa, sufletește. Da, e foarte curajos. Da, eu curajos? L-am avut, îl cunosc, dar e extrem de curajos. Mie mi s-a părut deosebit la Vlad curajul. Da, mi-a mulțumit acolo public pentru îl mulțumesc, doi de care, mă zic, ce, Frunza? Da, mi-a făcut să-mi frunză. Am făcut eu o returnelă la ea de complicat, așa. Vai, și mi-a plăcut. Ascultați un adevărat aragotel. Și a început el să cânte. Am făcut niște cuvinte pe aia și felul lui cu vocea aia profundă lui a impresionat publicul. Nu mai avem mult timp. Deci, dragii mei, nu sunt doar cuvintele mele. Nu are rost, nu cred că mai are rost de prezentare. E o binecuvântare că e încă alături de noi. Îl salutăm pe Neapera, Perabulz, de acolo. Eu vreau să salut pe domnul Perabulz și dacă tot am ocazia asta și am spus înregistrarea fix cu domnul Tezau, Roman Viu Perabulz, vreau să vă spun, dacă vizionează această emisiune, vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit pe parcursul carierei mele artistice și, cum a spus și în emisiune, pentru mine Doina Frunza este una dintre cele mai speciale piese pe care le-am putut cânta vreodată și le voi cânta în continuare pentru că s-a născut din inima unui român adevărat, este folclor cum puțin mai găsim încă în România și o voi cânta până la moarte. Cuvintele lui Vlad au fost spuse, dragii mei, și pe posturi naționale și la radio. Eu urmăresc interviurile cu Vlad pentru că îmi e foarte drag. Salutăm pe Dalia, îl salutăm pe Liviu, îți salutăm părinții, salutăm pe Victor. Sunt oameni minunați și extraordinar de modești. Asta e marea, ceva deosebit să vezi că doi părinți, așa cum spune și Neapera, te-au susținut, te susțin și indiferent de alegerile făcute, sunt alături de tine.
Asta e marea binecuvântare, să spunem așa, care a venit de la Dumnezeu. Acum, tu ai spus foarte multe lucruri de-a lungul timpului la toate televiziunile la care tu ai fost și ai fost har Domnului. Mulțumim la Dumnezeu că ochii jurnaliștilor, oamenilor de presă, folclor, din folclorul autentic românesc s-au îndreptat asupra harului tău, pentru că până la urmă tu ai har de la Dumnezeu și noi îți mulțumim că ni-l aduci. Că dacă... Cel mai mare drag, deci chiar v-am spus, vin cu drag, mai ales la dumneavoastră în emisiune și la orice emisiune merg. Vin cu drag pentru că simt că pot să am o legătură directă cu publicul meu, pentru că eu când urc pe scenă, merg, mai vorbesc ceva, dar cânt și exprim de multe ori sentimentele care sunt predispuse a fi simțite prin cântecele pe care le cânt. Aici, cum sunt așa liber, necondiționat, simt că pot să exprim orice vreau, orice simt acum în momentul de față. Și ce am vrut să vă spun și am zis că nu scăpați de asta, a fost că acum câteva zile, eu, oameni buni, eu am ieșit la cafea din casă. Deci, efectiv, eu aveam aparat de cafea acasă, dar am zis că mă duc în oraș să beau cafea, că nu știu de ce. Așa mi-a venit mie și a fost har de la Dumnezeu asta. Și m-am dus pe pietonală în Deva, la o cafenea la care mergeam, am mers toată vara, pentru că era aproape de studio în care înregistram piese. Și de cine credeți că dau în cafenea? De cine am dat? De mine, de Ovidiu Pintilei și de Adi Lucaci. Da, deci pentru mine a fost așa, nu știu, eu am rămas, m-am apropiat de cafenea și văd, doamna Ioana Pop, doamna Ovidiu Pintilei, doamna Adi Lucaci. Nic nu e întâmplător în viață. Are la Dumnezeu, deci chiar m-am gândit, ia uite, cu două zile înainte de emisiune, eu dau de doamna Ioana aici. Și da, așa i-am întâlnit și eu pe băieți. O să mai povestim de acest moment în această emisiune pe care l-ai amintit, dar toate la timpul lor. Vreau să începem cu începutul. Eu știu, am spus și înainte de emisiune, mereu ai vorbit de începuturile tale. Pe repede înainte, pentru că avem doar 50 de minute și vrem să te și auzim cântând. Avem melodii pregătite. Dar hai să ne aducem pe repede înainte aminte cine e doamna până la urmă. Cui spui tu doamna? Doamna, cum s-a semnat la mine pe album, este doamna învățătoare. Ea mi-a descoperit, ca să zic așa, talentul și m-a îndrumat. A fost prima care m-a îndrumat să merg pe calea muzicii printr-un concurs la școală. Când ai urcat prima dată pe scenă, mai ții tu minte? Era la școală, o sărbare, mai ții minte? Mai ții minte momentul? Da, este un concurs, a fost un concurs. Aveam 11 ani, am cântat o piesă cu un negativ în care nu știam în ce tonalitate este. Deci am luat un negativ de pe YouTube, nici nu știam că există tonalități. La momentul acela. La momentul respectiv, da. Și am avut noroc că mi s-a potrivit. N-am scăpat vocea, mai încățesc. Și am avut foarte mare noroc atunci că au fost oarecum primul meu contact cu publicul. Și am zis mereu că eu atunci m-am îndrăgostit de folclor. Tot atunci m-a văzut și domnul Iuca Nicolae, care m-a chemat la următorul eveniment la care am mers cu o săptămână după. Vreau să-i mulțumesc și dumneavoastră pe această cale, pentru că sunt sigur că se uită. Și tot acolo, la acest concurs, în jur a fost doamna Maria Simion, cu care a urmat să termin Școala Populară de Arte la clasa dânsei și care m-a îndrumat mai departe pe calea muzicii. A fost un început greu sau l-ai simțit ușor? Cum ai simțit tu acel început? Mi-a fost greu să mă urc pe scenă pentru prima dată, să cânt prima piesă. Aveam și o voce foarte subțire atunci și... mă rog, nu asta contează. Contează că am început așa în forță. Adică am cântat pentru prima dată în viața mea un cântec pe care l-am învățat într-o săptămână cu un negativ pe care nu l-am auzit decât cu două zile înainte de concurs. Fără absolut nicio oră de cant, doar repetând acasă și ascultând de mama mea ce îmi spune. Și mi-a spus lucruri care chiar m-au ajutat.
Ceea ce m-a surprins a fost că la 2 săptămâni după ce am cântat prima dată, deja am avut al doilea spectacol, ca să spun așa, pentru care a trebuit să învăț altă piesă, pentru că nu aveam niciun repertoriu la momentul respectiv. Și dragostea mea de folclor s-a născut în momentul în care am realizat că mă regăsesc în cântecele, în cântecele populare și am realizat că pot să fac ceva care mă reprezintă, pot să fac ceva care nu doar mă reprezintă pe mine, ci și pune în valoare valoarea, de fapt, a poporului și a folclorului românesc. Și cred că este foarte important, este foarte important să nu ne uităm tradițiile, folclorul, portul popular, pentru că este unul aparte și dacă ne uităm în ansamblu la multe țări, și din Europa și din afară, vedem că tradițiile și folclorul lor nu s-au păstrat la fel de bine cum s-au păstrat la noi. Nici la noi nu este o situație ideală, dar folclorul nostru chiar este foarte, foarte frumos, foarte bogat. Avem ce să găsim în el și cred că un cântec de folclor bun poate să ne strânească trăiri și acum, poate să ne strânească anumite sentimente, să ne putem regăsi în aceste cântece, chiar dacă sunt vechi de mai bine de 100 de ani. Mai vechi sau mai noi, dragii mei, pentru că Vlad are și cântece mai vechi, are și cântece mai noi, o să vedem despre ce este vorba. Data trecută ai venit îmbrăcat în uniforma militară. Pentru cei care te cunosc și știu, te văd pe Facebook, Instagram, el este încă elev în Alba Iulia. În curând va termina liceul, să vorbim astăzi și despre asta, e un an greu și dificil, dar puteai să alegi la un moment dat în viață altceva decât cătănia. Și aici nu mai pun acea întrebare tâmpită, și eu i-am pus-o odată și pe urmă mi-am dat seama că e dereglată întrebarea, de ce folclor, de ce armată? Păi cătanele pleacă la război cântând. E clar, adică nu știu ce a fost în mintea mea să-l întreb asta. Dar tu ai și melodii patriotice, avem și pricesne, nu le ascultăm astăzi, dar o să trecem peste, o să le atingem și pe și acest subiect. Dar melodiile patriotice au fost înaintea folclorului sau în timpul folclorului sau cam cum așa s-au așezat în sufletul tău? Deci la al doilea spectacol la care am fost, a fost un eveniment patriotic. A fost deschiderea bustului lui Avram Iancu. Așa. Și cred că așa din prima am învățat să cânt militareste. Eu trebuie să-mi scot după aceea, când cântam folclor, să-mi scot pamul din mine. Să nu mai fiu top pe tobă. Te rog, Rosi, lei de Românie, să-l auzim pe Vlad, o melodie în care eu mă regăsesc. Suntem stânca să nu ne dăm bătuții.
vrem ca sănătate doar să fie bun filei de Românie. La oaltă suntem stânca să nu ne dăm bătut, și ca sănătate doar să fie bun filei de Românie. Înapoi, scăpați țara de nevoi, strânși uniți de-acum să fim, să nu ne mai umilim. La oaltă suntem stâncă să nu ne dăm bătut, ca sănătate doar să fie vom filei de Românie. Suntem stânca să nu ne dăm bătut, și ca sănătate doar să fie vom filei de Românie. Să ne avem românii ca frații și să înconjurăm cărpății, și s-o-nvârtim, gândurile să-l unim. La oaltă suntem stânca să nu ne dăm bătut, ca sănătate doar să fie vom filei de Românie. La oaltă suntem stânca să nu ne dăm bătut, ca sănătate doar să fie vom filei de Românie. Alta suntem stânca să nu ne dăm bătut, ca sănătate doar să fie vom filei de Românie. Da, alta suntem stânca să nu ne dăm bătut, ca sănătate doar să fie vom filei de Românie. E imposibil. Și am revenit, dragii mei, și râdem. Râdem pentru că povesteam cu Vlad. Nu mi-aduc foarte bine aminte dacă această melodie, sau mai are una patriotică, dar după cum am socotit noi, cred că cealaltă, prima lui melodie patriotică, l-am auzit pe Vlad prima dată. A fost în plină pandemie, am avut o emisiune cu Ovidiu. Am fost pormă o emisiune cu Ovidiu și cu Bogdan Toma, Ovidiu Pintilei și Bogdan Toma. Atunci am trecut pe la Ovidiu prin studio să luăm cadre și acolo te-am auzit prima dată. Mereu mi-aduc aminte de acel moment, nu mai mi-aducea, știu sigur că era o melodie patriotică care mi-a dat fiori de când te-am auzit prima dată. Ulterior ne-ai impresionat cu fiecare pas, pentru că pe urmă a venit eliberarea și l-am văzut și pe scenă, dragii mei, și am zis, el e Vlad Lință. Felicitări, Vlad, și îmi plac cuvintele tale când spui în emisiuni, te-am auzit spunând că și prin folclor și prin meseria pe care o vei face vrei să-ți aperi țara. E un fel de șlagăr al meu, e un fel de motto, că o să apăr țara și prin uniformă militară, o să apăr țara fizic, dându viață pentru țară, și prin costum popular, că apăr tradițiile folclorului sportului. Și cred că e foarte important să spun, să mulțumesc asta, pentru că multă lume, deci foarte multă lume mă întreabă, mai ales în misiune și numeri, cum reușesc să fie în de parcă astea două ar fi două lucruri diferite, adică sunt diferite la un nivel oarecum, dar pentru mine se completează una cu alta. Cum am spus, pe de parte apăr țara fizic, pe de parte apăr tradiția, cum ar veni bucuria țării cu apăr. Și eu văd o legătură foarte strânsă între armată și folclor. În armată se ascultă foarte mult muzică populară, se cântă foarte mult muzică populară, avem fanfară, avem cântece patriotice, avem foarte, foarte multe. Dragii mei, are foarte mare putere, nu știu cum, dar mereu
îl văd așa hotărât să ducă mai departe folclorul ăsta autentic românesc pe care eu îl iubesc și cei mai mulți dintre noi nu înțeleg de ce îl iubesc. O să vină și acea zi în care o să spunem de ce iubesc folclorul autentic românesc, dar toate la timpul lor. Mai dezvăluie câte puțin așa domnul Ciprian Roman când trece prin fața camerelor, dar va veni și acea zi în care vom spune mai multe despre asta. Vlad, eu spun mereu, am spus-o de foarte multe ori, oamenilor înzestrați cu talent, așa cum ești tu, așa cum e Ovidiu, cum e Bogdan Toma, cum sunt foarte mulți dintre prietenii, aveți un har. Un har de la Dumnezeu. Devine așa ca o binecuvântare fiecare întâlnire cu voi. Dar fiecare întâlnire cu voi, noi cei din fața scenelor, noi cei din fața televizoarelor și Rosi, mi s-a stins focul, dacă vrei să mi-l îndrepți. Nerăcima. E 1 martie, Rosi s-a gândit că nu mai avem nevoie de foc, dar rezolvă imediat. Voi de câte ori urcați pe scenă, eu mereu am povestit cu ei asta în emisiune, am întrebat și pe Bogdan și pe Ovidiu, în momentul în care ajungeți acolo pe scenă, în fața noastră, ne transmiteți nouă o bucurie, o bucurie altfel, o bucurie a sufletului. Noi simțim ritmul muzicii, simțim... Cred că ăsta este scopul fiecărui artist. Adică, cel puțin pentru mine, eu când mă urc pe scenă vreau să îmi bucur publicul, vreau să le... fără un firicel, măcar de lumină în suflet, chiar dacă de multe ori știu și eu că am avut zâmbet pe față și lacrimi în suflet și totuși sper că publicului am reușit să transmit acel zâmbet, nu acea durere și de multe ori mi s-a întâmplat asta, mai ales ca artist, pentru că nu decizi tu când ești gata să intri pe scenă și când nu. De multe ori a trebuit să intru după ce mi s-a întâmplat ceva care nu mi-a plăcut sau de multe ori mi s-a întâmplat să urc pe scenă chiar după ce mi s-a întâmplat ceva fabulos și încerc de fiecare dată să fiu același om pe scenă, să mă comport la fel cu publicul, pentru că asta contează foarte mult, cel puțin pentru mine, ca artist trebuie de fiecare dată să bucur publicul. Dar noi publicul rupem din voi, eu am povestit asta cu tine, da. Noi rupem din voi bucăți. De fiecare dată luăm din voi efectiv câte o bucată, vă luăm energia, vă luăm, pentru că voi sunteți câte unul așa și noi venim și vă rupem în bucăți. Cum reușești să te aduni între evenimentele astea în care fiecare din noi venim tu sufletește, cum reușești să, ce-ți spui tu ție sufletului tău? Eu nu prea am nevoie de o motivație care să vină din surse externe sau interne, pentru că o am deja și când publicul rupe din mine îmi place să îi dau și să-i dau mai mult decât vrea el să rupă și pentru mine a fost această dragoste pentru muzică, pentru cântat, pentru apariția pe scenă și oricâte spectacole aș avea, cred că tot unul mai merge, sigur. Îmi place să fac asta. Spune, Rosi, te rog, dacă se poate să pui postarea părintelui Valentin Crainic. Am făcut o afirmație la un moment dat. Eu de ce nu știu că Vlad are CD-ul de Pricesne? Am știut, dragii mei, doar că am fost prinsă de eveniment. Părintele Valentin Crainic a făcut la un moment dat o afirmație. Sunt foarte frumoase cuvintele pe care el le-a scris acolo. Nu știu de ce am pierdut... de ce mi s-a șters din minte această amintire, pentru că probabil n-a fost leu de România și eram plecată, m-am întors acasă când m-a chemat, printre altele, și Vlad. În 2021, 15 aprilie, apare o postare.
Dragii mei, mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit acest proiect. Două compactdiscuri de pricezne, unul al meu, iar celălalt în interpretarea tinerilor, alături de care am adus multă bucurie în sufletele oamenilor care au participat la concertele noastre. Postarea o puteți vedea pe Facebook, e minunată, și albumul puteți asculta pe YouTube, a văzut că e postat. CD-urile, nu știu dacă mai există, eu l-am primit de la Vlad, îi mulțumesc încă o dată. El a fost în biserici, am văzut în postarea părintelui Valentin Crainic, și banii s-au donat unui frumos proiect. Vreau să ne spui de proiectul. Da, am înființat un proiect, adică părintele a înființat un proiect în scopul unei construcții de case de copii în Hunedoara. Și m-a rugat, oarecum mi-a adresat această rugăminte să îl ajut în colaborare. A fost o bucurie pentru mine, am participat la multe spectacole alături de părintele și de mai mulți tineri și toți banii pe care i-am strâns de la vânzarea compact discurilor au fost donați spre realizarea acestui proiect și acestei case de copii. Și chiar cred că a fost o cauză veritabilă și uitați că folclorul românesc poate să aducă beneficii nu doar sufletelor celor care îl ascultă, și celor care au nevoie de această bucurie. Nu întâmplător spun asta, e superb poza, e de-a dreptul minunată. Te-am auzit când în pricesnă, probabil o să te ascultăm și în perioada imediat următoare, pentru da. Că ne apropiem de Paști, dar astăzi avem melodii vesele, dragii mei. Părintele a vorbit la Brad pe scenă, foarte frumos. E o legătură foarte strânsă între tine și părintele Valentin Crainic. A vorbit frumos și de Preasfințitul Gurie, care va da binecuvântarea. Mă iau emoțiile, deja am pielea de găină, și apar două studiouri în povestea asta. Apare studioul de la Alba Iulia, Shumi Studio, și apare Ovi Music Studio, adică domnul Cristian Șușman, zic bine? Da. Și Ovidiu Pintilei. Și mergem mai departe să ascultăm o melodie veselă de iubire, dragii mei, de data asta, pentru că vreau să ajungem, a făcut 18 ani, sunt convins că acolo vreți să duceți emisiunea. Iubirea, dragii mei, și nu ne oprim aici. O melodie de suflet, așa, cu iubire, cu codru, cu să vedem de unde e codru și ceva acolo cu tinerețea. E rămâneți aproape de noi. Sânge-mă, fata de mână, lare, 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 la căscricior de viță bună, lare, 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 la de mod sânge aurar, ai, lare, 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 la de viță de oameni mari, lare, 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 la. Șasară la ea am fost, dare, 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 la. Ține-mă, fata de mână, ai, dare, 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 la. Căsfișor de viță bună, ai, dare, 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 la. Stați să iau sonorul. N-a răzbit să-mi scot cărticica. Tot mama acestui mărțișor m-a învățat că acolo, în cutia de la CD-ul, există o cărticică. A fost o dezvăluire, dragii mei, așa, noi am ajuns la Brad, la Dor de Folclor. Nu? Nu? Cum? Dor cu Dor.
Așteptam să mă corecteze din prima. Nici cum nu reușesc să-l fac pe Vlad. Trebuie să-ți aperi. Să-mi apăr dreptul. Păi, normal. Cineva trebuie să mă contrazică și pe mine. Mulțumesc Rosy, îi mulțumesc Daliei pentru această poză. E de-a dreptul pentru sufletul meu când am primit-o. Da. Am plâns și plâng de fiecare dată când o privesc. Să mai lăsați două secunde, vă rog. Deci, acolo vreau să dau ceva. Eram după spectacol. Eu văd aici, de-aia mă uit în jos, văd aici un ecran cu emisiunea. Eram după spectacol, eram tot mort după 4 ore de spectacol și spectacolul meu. După 4 ore de un spectacol, de obicei nu s-a obosit. Dar după 4 ore din spectacolul meu, în care trebuia să mă stresez de fiecare dată când urca cineva pe scenă, pentru mine a fost game over, adică a fost greu, dar mi-a plăcut. Eram mort, eram rupt. Mai aveam o masă după aceea care trebuia să ajung, trebuia să înceapă de la 8, început de la 9, că eu n-am ajuns la 8. Și eram, m-aș simți foarte bine când mi-ați oferit îmbrățișarea asta, pentru că aveam nevoie. Și mi-ați dat așa energia să continui, să duc ziua la capăt, seara la capăt. A fost o seară minunată, pentru că l-am sărbătorit pe Vlad și la Brad, la Cinema Zarand, în spectacolul Dor cu Dor, dragii mei. Există dovezi dacă căutați pe Facebook. Acolo spectacolul a fost și transmis și reluat și de noi și de foarte multe. A fost o seară minunată. Eu am ales o altfel de melodie. Aș fi ales Moții mei, pentru că îl reprezintă pe Vlad. Are atât de multe melodii, 18 la număr sunt pe acest album, dragii mei. Album pe care îl găsiți, nu putem spune cine îl comercializează, că nu avem contract cu casa aceea de discuri, dar putem să spunem o altă, un alt studio unde a fost înregistrat, dar ajungem și acolo, vreau să o luăm cu începutul. Acest spectacol, acest album, această încununare a tinereții, dragii mei, pentru că a fost lansat când el a făcut 18 ani, cu câteva zile înainte. Sunt 18 melodii. Vlad a vorbit despre acest album și a mulțumit oamenilor de lângă, care l-au ajutat să ajungă în mașinile noastre. Eu îl ascult. Am două CD-uri. Am unul în studio și am unul în mașină. Și l-ascult cu drag de fiecare dată și îi cunosc aproape toate melodiile, pentru că sunt într-adevăr folclor autentic românesc, sunt curate, vocea lui curată, felul în care a fost realizat, gândurile, energia și puterea care sunt puse dincolo de aceste melodii sunt minunate. Am vorbit de părintele Valentin Crainic, am vorbit de doamna care apare aici pe încărticică, dar ajungem acolo unde rămâne constantă, să spunem așa. Părinții, Dalia și Liviu Lință, rămân constanți. Servus Victor, te așteptăm aici, lângă noi. Poate vă prind într-o chiar ar trebui să fac o emisiune și Victor, cu Victor și cu... și cu Vlad. Vlăduț, că vei spun eu, și Victoraș. Dar rămâne acea constantă pe care am întâlnit-o de la primele melodii, acolo unde eu am auzit prima dată vocea lui Vlad. Vlad i-a mulțumit de foarte multe ori, inclusiv acum când ai fost ultima dată la emisiunea de la radio, te-am auzit. Îl numește prietenul meu, e foarte frumos, așa cum spune Vlad, prietenul meu, și ne întoarcem la acea zi când ne-am întâlnit la cafea, dragii mei, pentru că ei doi povesteau lângă mine și îmi povestea Vlad, tu falsai acasă și Ovidiu era la studio și te corecta. Deci Ovidiu are un talent, i-am spus și atunci și vă spun și telespectatorilor, Ovidiu Pintilei are un talent foarte tare să audă toate greșelile pe care le fac. Ceea ce e foarte bine, pentru că dacă are un studio de muzică, asta ar trebui să facă. Și eu stau destul de aproape de studioul lui și eu cred, deci chiar cred cu tărie chestia asta, eu dacă cânt acasă în duș și Ovidiu e la studio, într-o cameră izolată, fonic cu tot, peste două minute aud telefon, mă sună Ovidiu, da, Ovidiu, vezi că ai falsat acolo la versul 2 la 2 nări. Deci eu sunt convins că ar fi capabil să fac asta.
E monument, dragii mei. Ar fi trebuit ca această emisiune să mai avem un invitat, așa ne-am imaginat-o, mai avem 15 minute, mi-a arată Rosie, deci trebuie să ne grăbim. Mi-am imaginat-o, da, cu ei doi aici în studio, pentru că alături de Vlad aici, la Dale Dimineții, a fost managerul Centrului de Cultură și Artă, un alt om care l-a susținut, ajungem și povestim Ciprian Roman imediat. Doar că Ovidiu Pintilei e Moldova de peste Prut astăzi, cu ansamblul profesionist Dragan Muntean. Dragii mei, avem și un mesaj primit de acolo pentru femeile, pentru hunedorencele noastre, trimis din Moldova, imediat ajungem și la el. Sunt plecați în Moldova de peste Prut. Foarte frumoase cuvintele pe care Ovidiu ți le-a scris. Mi-aduc aminte de Vlad încă de când era doar un copil cu glasul tremurând în fața microfonului. Astăzi dăruiește iubitorilor de frumos un material folcloric de excepție într-o interpretare fără cusur, timbrul său inconfundabil transmite și sensibilizează publicul spectator. Împreună cu membrii ansamblului profesionist Dragan Muntean am contribuit la reușita lui Vlad, pe care îl felicit pentru seriozitatea și implicarea de care a dat dovadă de-a lungul timpului și care sunt fundamentul unei evoluții artistice impecabile. Mi-am uitat ochelarii. Ovidiu e un profesionist, e monument, dragii mei, e așa o construcție din emoție, deși el vrea să pară dur. Ce zici? Nu e doar un profesionist, este profesionistul care mi-a fost mereu alături. Este profesionistul la care i-am luat în vara asta ore de somn și din nopți ca să lucreze pe piese. Vreau să mulțumesc pentru că merită foarte mult acest om și eu nu pot să-i ofer atâta mulțumire cât ar trebui să primească. A fost printre oamenii care au lucrat cel mai mult ca să îmi pot îndeplini acest vis de a-mi lansa albumul la 18 ani, pentru că totul s-a întâmplat într-un timp foarte scurt, într-o singură vară, de fapt pe finalul unei veri ne-am apucat de înregistrat piese și asta a fost doar din cauza mea, pentru că stăteam destul de prost cu timpul. Am muncit foarte mult și am muncit continuu. Vreau să-i mulțumesc încă o dată și pe această cale, pentru că merită. Trecem mai departe, 10 din, dacă am numărat eu bine și nu greșesc, 10 din piesele tale de pe acest album sunt create linie melodică de el, cred că vreo 10 sunt lucrate de el. Aici găsiți și pe maestru Câlțea, cine a mai fost? Domnul Alexandru Borca, domnul Ionel Coza, domnul Perabuz cu Doina de care povesteam. Cred că aș vrea să vorbesc puțin despre Doina. Deci dacă îmi permiteți. Te rog. E singura Doina pe care o am pe acest album și nu știu cum pot să exprim ceea ce simt când cânt această Doina. Simt și versurile, dar cred că este piesa la care simt și melodia. Pe care dacă aș auzi doar melodia, doar taragotul, i-aș putea simți ceva și aș simți multe, nu doar ceva. Faptul că pe înregistrarea mea se aude taragotul domnului Perabuz este un lucru mare pentru mine. Este, cred că, realizarea de care sunt cel mai mândru pe acest album. Oarecum mă face să îmi dau seama cât de multe persoane importante au lucrat la acest album și câtă valoare pot aduce folclorului României. Faptul că această piesă s-a născut din inima unuia dintre cele mai frumoși interpreți de muzică populară și taragotiști din România, pe mine mă emoționează de fiecare dată, de asta vorbesc așa greu acum despre asta. Și domnul Perabuz mi-a spus că mi-a povestit cum a compus el piesa. Că stătea în codru și a văzut o frunză cum cade.
știm, ne-a povestit și nouă Vlad și i-am simțit la fel emoția cum ți-o simți și ție. Sunteți minunați, sunteți deosebiți. Îl iubesc pe nenea Perabul, a fost una din dorințele mele să-l prind în viață când mă întorc acasă și bunul Dumnezeu mi-a dat această... Sperăm să-l țină în viață cât mai mult. Cât mai mult. Îl salutăm pe Jenel, o salutăm pe Diana și toată familia de la Vața și dacă ne ajută bunul Dumnezeu când înfloresc pomii, venim la Vața, așa cum am promis cu Rosi. Vlad, te-am auzit, mai avem 15 minute, nu mai, pe 13, că deja am mai zis, chiar 10, zice Rosi. Aoleu, ce repede trece timpul aici. Te-am auzit spunând la un moment dat într-un interviu, mi-am dorit să ajung să fiu ca domnul Ciprian Roman. Cam astea ți erau cuvintele, erai la o emisiune la radio, da. A fost pentru tine un... în model, în... A fost și este un ideal pentru mine, domnul director, și nu este doar un ideal, este și o persoană care mă susține și atunci când idolii tăi ajung să te susțină în ceea ce faci, îți dai seama că voi ești pe drumul cel bun, adică chiar mă bucur că am ajuns aici și cu siguranță n-aș fi putut să ajung aici fără ajutorul lui. Vă mulțumesc, domnule director, pentru tot ce ați făcut pentru mine, pentru toate spectacolele la care am cântat. Mi-e greu să vorbesc și despre asta pentru că, din nou, a avut un impact foarte mare asupra mea și țin minte că prima dată când am cântat împreună am fost așa șocat de faptul că oarecum s-a uitat la mine ca un copil care cânta și el ceva muzică populară și a cântat alături de mine. Vreau să-i mulțumesc mult pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și la spectacol și pe parcursul carierei mele artistice și că mi-a fost mereu alături. Avem imagini, dragii mei, pe repede înainte. Cristian Fodor, Bogdan Toma, nenea Perabulz, nenea Ionel Coza, Ovidiu Olari, Teodora Petruț, Mihaela Oprea, Ciprian Roman, Felicia Stoian și doamna Eliza Stan, nu întâmplător, cuvinte foarte frumoase, le-am auzit și la anul trecut la festivalul Drăgan Muntean, unde tu ai luat premiul 2 și anul ăsta, nu știm, te-ai hotărât, mergi, nu mergi? Încă nu m-am hotărât, eu cred că da, cred că da. Orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, condusă de profesor George Călția, maestru dirijor, ei au fost alături de Vlad pe scena de la Brad la lansarea Dor cu Dor și zice Rosica pe repede de aminte de ce Dor cu Dor. Eu știu de ce Dor cu Dor. Da, vreau să mai spun el, să mai spun o dată, eu de la el am aflat că Dor nu poate fi tradus în altă limbă. Da, deci Dor este un cuvânt unic românesc, nu există, nu se poate traduce nicio altă limbă și cred că trebuie să ne dăm seama ca români cât de special este acest cuvânt, cât de unic românesc, este oarecum parte din folclorul nostru, pentru că este ceva care ne caracterizează doar pe noi, doar pe români, este ceva ce nu neapărat simțim doar noi, dar noi o simțim atât de mult încât i-am dat un nume. Și este un sentiment care ne aduce mereu cu gândul la casă, ne aduce mereu cu gândul la cei dragi nouă și pe mine mă aduce cu gândul la muzică. A spus. Eu nu vorbesc așa degeaba, dragii mei. Acest tânăr minunat e unic în felul lui ca fiecare dintre noi, dar are o putere și un discernământ ceva care impresionează. Adrian Mureșan, bună dimineața! Eddie Hintz ne spune bună dimineața! O primăvară frumoasă, ne spune Adrian Mureșan. Daniela Enia, bună dimineața! O primăvară frumoasă! Felicitări pentru emisiune! Un tânăr foarte talentat! Mult succes în continuare! Mulțumesc, bună dimineața, doamna noastră! Ca un ghilocel răsăriți în fiecare dimineață pentru noi, aducând în fața noastră
Noi și noi, talente adevărate, vă mulțumim din inimă mai întâi, un 1 martie plin de frumusețe. M-ați impresionat. Mulțumesc, Constantin Padia. Sunt membrii ansamblului Hațegana. Vreau să dăm rosi dacă se poate. Ne vedem pe 3 martie, duminică, dragii mei. Tocmai asta era, duminică ne vedem la Hunedoara. Ansamblul Hațegana, alături de interpreți recunoscuți ai județului Hunedoara, îl vom sărbători și pe Nea Vasile Enea și mărțișorul la Hunedoara, dragii mei. Felicia Stoian, Ovidiu Olar și Ciprian Roman, Bogdan Toma, Doina Lihindorean, Mariana Suciu și mulți alți interpreți vor urca pe scenă la Casa de Cultură. Ne vedem la Hunedoara pe 3 martie de la orele 17:30, intrarea liberă. Vă aștept alături de mine acolo în sală să-l aplaudăm pe Nea Vasile și să-i urăm succes, să rămână alături de noi vreme lungă. Tanti Maria ne spune bună dimineața, o primăvară frumoasă. Daniela Rodica Daniel, o primăvară frumoasă și toate cele bune, felicitări, Vlad Lință. Mulțumesc mult. Felicitări, Ioana, mulțumesc din suflet. Nea Vasile ne spune bună dimineața, o primăvară frumoasă, vă așteptăm cu mult drag la spectacolul de mărțișor. Știm, Nea Vasile, promitem să fim acolo. Felicitări invitatului dumneavoastră, Vlad Lință. Mulțumim. Ioana Tatiana ne spune bună dimineața, o primăvară frumoasă. Bună dimineața, soare, știm deja cine e. Bună dimineața, primăvară. Virgil Sevastru ne spune felicitări, succes lui Val. Bălan Cătălin ne scrie bună dimineața, felicitări Vlad, felicitări Ioana, o primăvară frumoasă. Mulțumesc. Și dacă tot îl salutăm pe Cătă, care e în Moldova, să vedeți ce mesaj are Cătălin și corpul de balet al ansamblului profesionist Drăgan Muntean pentru doamnele și domnișoarele astăzi de 1 iunie. Astăzi, în zi de sărbătoare, venim și noi cu o urare. Ansamblul folcloric profesionist Drăgan Muntean urează o primăvară frumoasă tuturor mamelor, doamnelor și domnișoarelor și un sincer și călduros la mulți ani! Dragii mei, membrii ansamblului vă urează la, dragile mele, vă urează la mulți ani. Mesajul l-au trimis din Moldova, e cald, e așa pe suflet. Mai avem foarte puțin timp. A Petri Radu, felicitări Vlad, felicitări Vlad, spune și Constantin Padia, bună dimineața, primăvară binecuvântată, ne spune Lupo Angelica și mie cu multă iertare că nu pot să dau citire tuturor mesajelor. Vlad le va citi după emisiune, cu siguranță va răspunde, eu un om deosebit. Pentru că atrage, spun asta pentru că el atrage mereu oameni deosebiți alături de el. Vlad, mai avem foarte puțin din emisiune și vreau să auzim o piesă care mie mi-e foarte, foarte dragă, melodia care poartă numele albumului. Da, sigur. Eu pot să-ți spun un sincer mulțumesc, nu doar pentru emisiunea de astăzi, pentru tot ce ne oferi și pentru că ești acest tânăr minunat, mărțișor, în viețile noastre și ne aduci bucurie de fiecare dată. Și ai, un minut să te gândești care ar fi mesajul pe care vrei să-l transmiți cu dragoste și iubire. Sunt foarte convinsă că sunt foarte multe domnișoare care se uită, da, fetelor, și eu aș vrea, dar nu se poate. Un mesaj pentru domnișoarele din spatele camerelor. Vreau să încep prin a-i mulțumi acestei domnișoare care stă lângă mine. O mulțumesc! Pentru că m-a invitat la această emisiune frumoasă și cred că am reușit să stârnim puțin zâmbet pe fețele celor care ne ascultă și ne văd astăzi. Vreau să vă doresc și dumneavoastră, telespectatorilor, o primăvară frumoasă, o primăvară plină cu soare și să aveți bucurie în suflet, pentru că asta contează cel mai mult. Să fiți credincioși și respectoși. Deci, pentru mine, cam asta contează. Credința în Dumnezeu, fericirea din suflet și restul vin de la sine. Că dacă tu ești bun, și bunătatea ți se întoarce. Așa că, telespectatorilor, dragi telespectatori, o primăvară frumoasă vă doresc.
Eu nu mai zic nimic, decât că vă iubesc și vă aștept pe 3 martie la Hunedoara și ne revedem aici, în direct, dragii mei, luni dimineața, la ora 7 fix, cu Nicol și cu imagini din Moldova. Până atunci, iubiți și dăruiți din iubirea voastră. De dragul, la 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 la, și trece inimii pragul, la 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 la, dor cu dor adune dragul, la 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 la, și trece inimii pragul, la 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 la, dragul drag adune soarta, la 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 la, și trece inimii poarta, la 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 la. Dragul ce mi-ai dat, măie, la-la-la-la-la-la, printre flore l-am semănat, măie, la-la-la-la-la-la-la. Mândră dragul ce mi-ai dat, măie, la-la-la-la-la-la, printre flore l-am semănat, măie, la-la-la-la-la-la-la. Ca să crească, să-mi florească, la-la-la-la-la-la, dorul să nu se oprească, la-la-la-la-la-la-la-la. Hai, haune și dragostea se sfârșește. Mândră dorul de la tine, la-la-la-la-la-la, îl adun și-l duc cu mine, la-la-la-la-la-la. Mândră dorul de la tine, la-la-la-la-la-la, îl adun și-l duc cu mine, la-la-la-la-la-la. Și din nou fii amândoi, măie, la-la-la-la-la-la, îți trimă dorul înapoi, la-la-la-la-la-la-la-la. Băi, că-ți picior ca bradul munte, ai hamă și poduce doruri multe. Așa-i dragostea din tâi, măie, la-la-la-la-la-la, n-are leac nici că pe tâi, măie, la-la-la-la-la-la-la. Așa-i dragostea din tâi, măie, la-la-la-la-la-la, n-are leac nici că pe tâi, măie, la-la-la-la-la-la-la. Te cuprinde, nu te-ntreabă, la-la-la-la-la-la, numai inima-i beteagă, la-la-la-la-la-la-la-la. Eu nu zac, dar mi-i drag tare, la-la-la-la-la-la, hai să merg cu dorul pe cale, la-la-la-la-la-la-la-la-la.